Care îl claxonează? Eu rămâneam în urmă. Te dai, moșule. Când trec o rămas în urmă, mă, vreodată. Mă. Ce faci, băi, fraiere? Te speria așa, bă! Bă, ești prost! Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LKT pentru o mega reducere. Salutare, prietenii mei, Giacinto Standi, și bine v-am regăsit la un nominat episod în seara noastră de Euro Truck Simulator 2. Ne-ați tot cerut în secțiunea de comentarii treaba asta. Suntem aici alături de amicii mei. Salut! Mamă, ce somn. Ia. Da. L-avem și pe Ben cu noi aici. Vrei să luăm tiruri din Dortmund? Cred că vrea, bă. Se prea poate, da? Stați așa, să vedem unde să mergem, că îl întreb imediat. Ia zi, băi, fraiele, vrei să mergem din Dortmund la Bremen? Bine. Din Dortmund la Liege? Yeah. Aveți la Liege, băieții? Da, mam. Mamă, dacă n-am, ne-am dus. Hai să da, mam. Hai. Da. Am luat. Fii atent, fraiere, că mă duc cu un Mercedes, e bine? Yeah. Hai să mergem. Da, nu uitați să vă dați și voi butonul de like, prietenii mei, pentru câinele Ben și pentru amicii mei și pentru că ne jucăm din nou Euro Truck și nu ne-am mai jucat de foarte, foarte mult timp. Nu-i așa, băieți? Da, ea întreabă dacă ești cam gay. Vrei să-l întrebi, sigur? Da. Stai că-l întreb acum, dar l-o opri. Ia, băi, fraiere. Sălbaticul e bulangiu? Nu. Da, Bercea? Nu. Da, eu? Amice, e lipă de eu, zic. Ce bulangiu e ăsta, mă? Amice, e lipă de zic. Eu zic să vă porniți farurile. Bă, le pornem? De pe L. Bă, sigur suntem toți pe harta care trebuie? Da, bă, eu sunt pe simulation, nu? Păi eu așa știam că sunt slăbă, dar nu mă văd pe niciunul. Aia e bine. Eu sunt la cariera de piatră. Aoleu, toți sunteți la cariera de piatră. Nu, la lemne. Eu sunt la lemne, bă, noi nu filmăm, nu? Așa, ce? Voi nu filmați-o, pentru ce să filmați și voi? Păi eu știu. Așa, deci avem un tir frumos de la Mercedes, după cum puteți vedea. Amicii mei, deja la carieră. Câți kilometri vă zice vouă că aveți? Nu, eu sunt la aia de lemne, mă. Te văd sălbaticule, ajung imediat la tine. Ce ai, amice? Și când dură chic, că nu porni farurile. Bă, pornite, ești prost, uite-le. Amice, de pe L, amice. Da, mă, da, sunt pornite, păi uite. Păi de două ori trebuie să apeși. Da, știu. Bă, pișat ești, bă. Hai, bă, fișol, ce ai, intră înapoi acum pe sesiune, că până... Că până vii tu, report Bercea. Dar nu știu ce zici să Ben, că nu e ăsta cum e, că eu cred că e. Bă, nu Ben știe prea, mai nu bine. Nu cred că cam știe Ben așa ce face amicul așa în timpul liber. Că dacă ar ști... Ziceți. O cam luai pe contrasens, băieții, fără să-mi dau seama că îmi făceam oibă mare. Sălbaticule, stai! Ce faci? Mă pusei și eu așa, mă trăsei pe șosa. Vreau să mă uit mai tare pe F5 să văd... Nu știu unde e cariera pe care o să vină amicul. Cred că sincer cel mai bine cred că ar fi să-l așteptăm noi pe autostradă. O, salut, bă, nu te mai opri aici, bă, că-ți dau ăștia bani, vină mai încoace pe autostradă, yeah, fraiere. Nu-mi dau ăștia, bă, pișați ăștia. Păi, îți dau, ești nebun la cap, dacă nu-și cu minte. Ce, amice? Întrași înapoi? A, da. Da? Da, uleu. Te bagă pe undeva sau... Da, știu. Te bagă. Păi încă nu ieși din carieră, ce crezi? A, haide că ne oprim aici, sălbaticule, până pe autostradă și mai vorbim cu Ben până vine fraierul ăsta. Vezi, iau ușor aici că e groasă. E bine că te-auzi. Frână ușor. Ce-o, nu ne auzi? Din păcate, mai prost așa. Ce mai prost, sau tu nu mă auzi? Bă, da. Păi și ce are handicapatul ăsta? Eu chiar bine, el se aude cam prost. El se aude cam prost, că ne enervează pe amândoi și când ne enervează pe amândoi, așa se întâmplă. Nu-i dă Dumnezeu noroc în viață. Nu-i așa? Da. Aghiuță. Ăsta e aghiuță? Bă, sălbaticule, tu nu mă lași curba aia? Dar vedeți că mă bagă în stânga, că e din carieră. Sălbaticule... M-am blocat. Cred că ar trebui să pornești tu filmarea, că văd că... Că facem perle împreună. Nu, că mă descurc. Hai bă, că eu ești... Gata. Ua. Așa. Ce e, sălbaticule, ce e? Tornan, bă, nu are dreptate, Bercică, ăsta e retardat. Nu e retardat. Poți să-l bat, bă. Hai. Bang. Bercea vine cu noi la Liege sau e fraier? E fraier. Mamă, dar ce întrebare i-ai pus? Vezi? Nu, e bună. Nu vezi, ea? Te că-i dau o palmă, că mă enervează. Bercea e bulangiu?
Zi, bă, e bolul, am început așa. Mai trebuie așa, e bolul. Nu vrea, bă, sălbaticul e fraier? Yeah. Păi se vede, oh. Știe să conducă pe Eurotrack. Nu. No. Păi e normal, era de așteptat. Hai, dar bă, că ieși, unde sunteți? Să vezi ce mai iau eu cu aia. Benoai ca bătrână. Amice, explică-ne, apasă F5 pe radar și zi-ne... Mă, păi stai mă, că te băgă pe autostrada aia fix de lângă carieră în stânga? Exact. Și treci de o intersecție mare și după aia la următoarea faci stânga? Da, deci gen trec cum ar veni, da. Cred că pe sub autostradă, da, sau peste ea, da, da. Și după aceea fac stânga. Haide că ne vedem autostradă? La a doua intersecție, gen. Hai să-l bat. Am plecat. Nu știu să te semnalizez, deci nu mai semnalizez. Da, așa. Da, de stai că spui afară, să-l bat. Bun, deci e ora, ce ora e afară? Ziceți-mă, este ora 3:57, în Germania ninge, după cum puteți vedea de la, de când, na, bărbații cu bărbații, de atunci ninge. Salut, băi, moșule! Bă, ce mergi, bă, așa, vrei că aici trebuie să faci în dreapta, băi! Băi, și unde vă aștept, bă? Nu, de ce pus așa fă mare frână, bă, că făceam loc, fraiere? A, păi eu de unde să știu, mergi, amice, până una alta, mergi, că cred că ajungem înaintea ta. Că tu ești pișat. Wow, ai grijă, wow, că se răstoarnă cu cisternul, wow, wow. Ce tot comentează Ben ăla, mă? Bă, nu mai comentează Ben, că Ben nu e aici, dar tu, sălbaticule, ce tot faci? Că rămâi în urmă, în continuu. Merg, uite-mă! Păi dar nu le fac să nebune. Păi dar nu, dar nu știe, nu știe să joace Eurotrack, amice, dă-mi frâne de la nebune. Păi dă du-i în frână că erai tu în dreapta mea, ești nebun. Ia, amice, te așteptăm aici, uite, la autostrada asta. Aici trebuie să ne vedem. Pe aici vine sigur, dar numai că... Păi dacă mai în față, oțură. Nu, aici. Fac stânga acum. Ești sigur? Da. Tu-l vezi? Fac stânga și ușor, ușor o să urc pe autostradă. Cred. Uite, fac stânga. Să mă ușor, unde stai, mă? Nu știu, vere. Păi, tu încă nu intrași pe autostradă? Nu. Păi și tu pe unde acum ești? Acum o să intru, gen, acum fac dreapta spre, gen, făcui stânga, văd autostrada în față și fac dreapta ca să urc spre ea. Uite, Duisburg, dreapta. Nu tu înțeles așa ceva? Absolut nimic. Păi eu de unde să știu ce vezi tu, boule? Tâmpiților. Harta e păi la fel pusă la amândoi. Păi ăla se duce spre Duisburg, mă, mâncați ăștia. Spre Duisburg, mă? Așa mi-arată, dar nu știu de ce. A, păi ăla e mult în spate, bă. Nu-s mult în spate. Cât vă mai arată, mă, vouă, că vă mai aveți? 177 de km. A, eu mai am 185, îmi zice. Tu ai zis, știi unde e asta legumă? Uite, e acolo, în spate, de unde venirăm noi, că noi crezurăm că... Ăsta o dă pe partea elaltă, dar nu. Sunt pe autostradă acum, merg puțin și mă coboară iarăși și fac... Nu înțeleg nimic. Unde trebuie să ajungi tu? Ia apasă și tu pe... În Liege, unde trebuie să ajung? Păi sigur? Păi nu luarăm în Liege. Păi noi luarăm, dar tu nu știu ce lași. Uite, acum ies de pe autostradă, fac un melc din ăla și merg... Păi nu știu dacă intru pe altă autostradă sau ce e aici. Da, sălbaticule, hai să-l așteptăm aici, că aici trebuie să ajungă cu siguranță. Păi așa zic și eu. N-are pe unde. Și când îl vedem, uite... Nu te duci amice spre Colone? Mai am 170 de kilometri acum. Nu te duci spre Colone? Cum că mai avem 176? Acum îmi arată că merg direct spre Chiol. Chiol? What? Mă, tu pe ce hartă te uiți? Bă, rătaților, eu mă uit prea pe indicatoare. Bă, ce indicatoare? Apasă F5, handicapatule! Da, mă, boule, apăsam F5 și nu mi-apare! Ce nu ți-apare? Apasă, mă, F5 maxim. Da, mă, iete, F5 maxim, da. Așa, ce vezi? Ce orașe vezi tu? Dortmund și în stânga mea, Düsseldorf, cum mă uit eu. Așa, și mai e în față, nu e Cologne? Nu, spre el te duci? Nu văd Cologne în față. Cum nu vezi, mă, pă mai depărtează hauta, de fapt n-are ce să mai... Da, e la maxim depărtat, ești la tot! Păi atunci mergi, tu stai pe loc! Păi nu trebuie să... Păi mă uitam și pe aia. Mamă, ăsta, să pierdem Craiova și noi vorbim cu el să ne... Mă pierd în Craiova, bă! Să ne descurcăm pe Germania, în Davaj! Bă, te ia nemții și stau foc! Vezi că sunt două autostrăzi care merg în paralel, băule! Voi pe care sunteți? Pe aia de sub Dortmund fix? Sau aia mai în stânga de Dortmund? Aia mai în stânga. Mai în stânga de Dortmund. Păi și eu tot la fel. Păi și unde ești? Că nu ești aici! Dacă nu vă văd. Trecuși de o intersecție mare pe autostradă.
Da, acum. Trebuie pe la peste ea. Păi tu cu cât mergi mă la oră? Cu 20? Cu cât mergi la oră de ajuns așa atât de greu? E ideea că nu-l văd. Păi merg. Uite-l, na, aoleo, dă-i bătaiele. Îi dau bătaie, stai așa. Și m-aș și pierd. Ești sigur că ăsta e el? Da, ești. Păi și am aș pe tine, îți luat 10 minute să ajungi până aici, ești handicapat? Mamă, ce mi-ați făcut-o? Păi ce mi-ați făcut-o? Păi ești dobitoc, tu cum putuși să faci 10 minute, mă, până aici? Explică-mi și mie. Păi unul la mână, eu trebuie să ies din carieră. Așa. Bine ai făcut și pișa mai și pe el să mă piși de handicapat. Păi știi că nici Matisă, nu? Nu contează, bine ai făcut. Păi dacă mersești ca pișatul. Deci îi luau sălbaticului, îi luau 10 minute să facă 50 de kilometri, mă, 10 minute! Păi dacă omul stătea pe loc. Dar tu în timp ce vorbeai cu noi stăteai pe loc? Stătea pe loc, da. A, nu. În timp ce s-a uitat pe mapă stătea pe loc. Dar eu am avut săi de urcat pe autostradă, de coborât, de făcut curs. Și noi am avut sărăm. Bă, tu știi noi cariera, cariera e fix aia de acolo, de lângă Dortmund. Noi plecarăm din Dortmund cam aceeași distanță, numai că tu trebuie să ieși din carieră. Da, dar vezi că nu știu ce hartă e asta, că de obicei când ieșeai din cariera din Dortmund... Păi s-a schimbat cariera din Dortmund. Puteai să faci dreapta, acum... Nu mai e la fel ca înainte. S-a schimbat. Ia uite și tu, bă, să durăm 10 minute, bă, să-l așteptăm pe Bercică, bă, tu nu ești bun să plec... De fapt, sălbaticule, când mergem în Grecia, cum conduce Bercică de stă la 2 km în spate, de ne pierde de fiecare dată, mai știi? Cam stă la 2 km, da. Cum să te ai pe la 2 km. Ce zici, băi, moșule? Stai foarte în spate, de, nu, de niciodată, de mereu rămâneai în urmă. Care că sunează? Eu rămâneam în urmă. Titit, moșule. Când trebuie cu o rămas și în urmă, mă, vreodată. Mă. Ce faci, băi, fraiere? Te speria așa, a? Bă! Băi, ești prost! Băi, ești prost! Vai de capul meu! Mă, ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă? Bă, dar voi vreți că eu zburai pe contrasens în partea aia pe... Mă, dar ce se întâmplă? Mă, vreau să-i stea tingoleacă, dar gen de când te dai așa un pic stânga de volan și ți-a atins să-i remorca. E, când ți-a atins să-i remorca, s-a făcut helicopter. Helicopter. Du-te, vere, de aici. Păi ce facem, băieți? Păi ce să facem? Vreau să... 6.000 de dolari și că... Nu știu unde mă duce. Nu, că amicul are pe la petiruri, am văzut, e nebun și ăsta. Păi nu, amice, dar eu cred că trebuie să facem... Am vrut să fac... Am vrut să fac o glumă și am apăsat pe... Pe filmare. Bă, Legu, mă, și unde te dă? Nu știu, stai să văd. Cred că îl dă direct în Lieș. Nu cred. 50.000 de euro să repart tirul, sigur că da. Noroc. Mi se pare normal. Noroc că nu-i trimea, mă dă un cologne. A, păi suntem aproape, cred. Hai, cu eu așa la pas. Cred că pe lângă cologne trecem noi. A, păi suntem fix în cologne, mă. A, da? Ieșim pe autostradă. Am 156 de km, voi sigur aveți mai puțin. Eu mai avem 108. A, uite cum să băgăm uiul ăsta în fața mea. Futu-s. Bă, amice, să cum vorbesc cu ei? Ți-au pe mânta, ă? Bă, da, câta câinele să moară el. Bă, câta câinele, ești nebun? Bă, amice, bine că am pus să-și frână. Că dacă nu puneai frână... Bă, de duin ăsta de sări volanul. Bă, dar ce are de lungă? Nu era prins din stânga. Da. Luai la amenzi, trecut pe roșu grămadă. Și eu la fel. E un handicapat aici cu un tel de la cu grămadă de osi din alea. Câți kilometri mai aveți voi, mă? 116. Așteptăm aici pe autostradă? Nu, cred că mare rost să mă așteptați. Duceți-vă că vin și eu din urmă. Bă, dar ce sărim în halul ăsta? Ce mă claxonesc, cu fraie? Mai vrea vreunul să facă clip, că cred că după ăsta ne luăm bani. De ce? Păi nu, trebuie să faci acum rapid. Bani de ce, bă, că nu, adică nu făcură nimica. Aaaa, ți-o crezi tu? Amicul văzut câine. Păi da, bă, dar nu-l văzut nimeni pe amicul că văzut câine. Da, corect. Încercați să nu ne mai luăm bani iarăși. Pe când ne-au dat atunci am 1.000 bani? O lună, două, nu mai știu, eu m-am dat 2 luni. Dar chiar că nu știu ce ai făcut atunci, ți-a dat 2 luni ăștia. Am dat un câine. Am salvat un câine. Ai salvat un câine și ăștia nenorociții că l-ai salvat.
Am văzut așa. Ce mă iardă, dar sunt câini. Mă zbuie un câine repede și cam să răspund. Alo? Mă luați și pe mine până am aici. Bă, trebuia să porni filmarea, ce poți să te... Păi n-au oprit să răzi? Sau n-au pornit păi niciodată? Păi o pornirăm, că nu... A, bravo, băieți, bine, așa să-și jucați. Eu te-mi dai... Amice, cred că iarăși ăsta ea ce câine văzui. Mie? Când iarăși putul în gură. Ia uite, atâi era, amice. Ce bulagi sunteți. Bă, parcă mergeam mai repede la 200 de km înainte. Acum la 200 de km zici că mergem în 10 ani. Tirurile voastre cu cât merg maxim, băieții? Păi, bă, nu știu că eu vă tot deja așteptai. Dar amice, pe tine unde te duci? Mamă, mai am 120 de km. Da, îl dă după amicul tot în colon. Nu cred, ha? Bă, da. Bă, cred că da. Păi nu avea unde. Pa tot acolo cred că îl duc. Bravo, amice. Bă, dar mai urmează serverul ăsta, bă, care are restricții de viteză, bă. Pe bune, bă, nu găsim și noi. Mi-a mergea nouă tirul, amice, cu 150-160, mai știi. Aia era șmecherie. Vedeai acolo câine, chiar că te făceai căcat. Păi să știi că la viteza aia te făceai câine, te făceai. Ești nebun. Dar peste ce trece podul ăsta, peste Dunăre? Bă, dar cum s-a făcut iar noapte, bă, să mă bată mama? Eu nu înțeleg, bă, de ce îți dau ăștia bani. Nici eu nu știu, că și eu mă asta e tot amuzamentul în Eurotruck, să-mi bag cele. Să dai impresie. Ce nu-i suport pe ea cu mașinile, aia chiar sunt nenorociți. Mamă, dar aia vine și te fac praf. Dar nici n-ai ce să da, le faci. Da, bă, dă cu o mașinuță din aia în tine, aia îi prinde 200, aia e. Și îi prinde repede. Bă, da, poziție parcă avansai mai repede, bă, un kilometri pe Eurotruck. Bă, mi se pare că mergi pe foarte bune. Greu. Bă, câte minte ai, de exemplu, acum? Bă, 16 minute, ești nebun. Bine ești că ne mai prostirăm și mai ala, dar fură 200 de kilometri. Da, dar nu faci așa mult, fură 200 de kilometri. Chiar că le faci greu acum. Pe bune, uite știu. Bine că mai dădui 2-3 câini, dar na. Chiar păi și cu nu, dacă am fi mers direct, gen, cred că am fi făcut vreo, nu știu, 11 minute, cred că ceva genul, 10 minute, 11. Dar la totuși, 200 și are kilometri înainte, 200 kilometri. Ai, mai dă-te, ce mă, noi așa, băi, fraiere, care ești fraier, și am așa, vorbesc cu oamenii de la cafea, să scuipem cafea de acum înainte dimineața, că mergem și să nu-ți mai dea lingură, să arunci lingură, ragune, că nu mânci aurțel. Na. Cred că tu vrei să nu mai facem sală împreună. Eu cred că tu vrei să nu mai facem sală împreună. Eu cred că voi vreți să nu mai fac eu sală. Amicul, să trageți amândoi. Nu de altă, dar mi-e place de sălbaticul, dar e cam leneș așa. Eu? Da. Ia mă, ce mai face tirul ăsta? 110, plan top mă? Speed. Tu câți da, mai m-am făcut praf, da, salut. Nu, căpai, doar 24 la asta. Câți kilometri mai ai? Ajunsei. Pe bune? Da, am 2 kilometri. A, pot și în față, hai că merg în față. Aha. Cred că o să dau un ăsta cu tirul din față. Da. L-am auzit cum i-a sărit volanul, ești nebun. Mă băgai pe lângă el, ești nebun? Băieții, eu mai am 80 de kilometri, sigur. Mamă, cum mă băgai peste ăsta, ești nebun la cap? Și îl făcuți praf? Păi nu, dar gen să scurseră benzile de autostrad, din două se făcă una, gen că una cobora. Și mă băgai pe lângă el pe acolo, că avea mai mare viteză decât el. Și începui să-l claxonezi, al naima nu se dădu mai în stânga. Și am aș pe el. Era să mă proptesc în el, da. Ai, ai, auzi ce mă salută și eu nu-i salut pe ei. N-am copii fraier, copii de la te-a miros pijama. Pișat. A pișat ca lua amicul. Mi-ai miros și lua amicul, exact. Bă, dar ce aglomerație e aici, bă? Unde ești, amice? Păi, merge la spălătoria de pijamale. Bă, e bară la bară aici, bă. De, bă? Nu știu. Bă, pă, am un tir de zici că e nou nouț, are decât 253 de mii de kilometri. Bă, fii atât. Nici nu l-a făcut. Hai să o jucăm așa, am safe. Are vreau mulți. Să dau skip. Hai să jucăm safe. A, salvare, aici era să faci praf unde făcut și dreapta? Da. Și eu. A. Amicele, pe ce porneai faza lungă? A, de pe capa. De pe asta. Da, nu prea să vezi. Ce. A, bă, e ceva o diferență. Bă, salvare, dacă te faci stăsiunea mine, și eu era să-mi fac praf. O scăpai. Pe și eu scopai, dar vreo 20% de mijloc. A, nu, eu nu văd deloc. Bine, eu am deja 100% la remorcă, dar oricum. A, da? Păi de atunci, de când m-a făcut helicopter. Copter, paracopter. Liești discară. Paraca, păi, paracorii tiberită de aia. Uite aici, să ajung, sigur că da. Amice, fii atent că am ajuns la destinațiune. Ia să vedem.
Că am greu de pus acolo. O punem aici, că e mai ușor. Așa. Oricum nu cred că mai întâlnim nimica pe ea. Helicopter, helicopter. Bă. Ce amice, câinele? Îl curcai butoanele și opri motorul la 100 ceva în curbă. A, da? Bă, dar de ce nu mă lasă să pun asta? Că e pusă bine de un carici. Ești sigur că e pusă bine? A, tă! Bun, aia o pun parcă un pic stând la mine. Băi! Cadu să fie cu acest episod, prietenii mei. Am ajuns cu remorta castricată, mi-au luat ăștia banii, nu mi-au dat nimic, nici experiență. Să-mi dat de vedere.